algoritm tocmai a confirmat existența a 50 de noi exoplanete. Echipa din spatele algoritmului, de la Universitatea Warwick, l-a hrănit cu baze de date imense, rezultate în urma misiunii Kepler a NASA și de la The Transience Exoplanet Survey Satellite, TESS, un telescop spațial care a fost lansat în 2018. Oamenii de știință speră ca cercetarea lor să deschidă calea pentru viitoarele tehnici de validare a planetelor. Tehnicile existente pentru depistarea și confirmarea existenței altor planete pot fi cu ușurință modificate de interfețe ale obiectelor din fundal sau chiar și erori ale camerei. Echipa a antrenat algoritmul și le-a învățat diferențele dintre planetele confirmate și cele fals pozitive. Apoi, cercetătorii l-au lansat pe o altă bază de date care încă nu a fost validată pentru candidați planetari. Algoritmul a putut confirma 50 de noi planete, o premieră pentru astronomie, potrivit echipei. Mărimea planetelor variază. Unele sunt la fel de mari precum Neptun, în timp ce altele sunt chiar și mai mici decât Terra. Algoritmul nu este doar extrem de eficient, dar și funcționează foarte rapid, complet independent.